seara. Așa și dacă e întâmpinare serioasă, înseamnă că așa să fie, domnul Constantin. Am înțeles că sunteți vinovat în această seară, da? Probabil. Așa, sărbătorit ziua de naștere, este o vârstă destul de frumoasă, rotundă. Și motivul care i-ați adunat pe cei mai dragi alături de dumneavoastră. Așa că cineva s-a mai gândit să vă surprindă plăcut. Și evident, cred că cunoașteți întrebarea, da? De la cine? Ia să vedem. Dar nu nimic, noi avem că nu așteptăm. Putem să așteptăm. Noi, de fiecare dată, așa aflăm câte rude sunt. Cu mare drag. Așa? De la cine? Hai să nu vă țin atât în suspans. Am înțeles că sunt persoane care nu pot să vă fie alături în această seară. Așa? Din partea doamnei Viorica și domnului Iurie, vine un sincer și frumos la mulți ani către dumneavoastră, cu păreri de rău că nu pot să fie alături, însă care vă stimează și vă iubesc enorm, așa că au decis sau mai bine spus, să facă o seară mai deosebită. Evident, când vin recuperați dumneavoastră cei ce pierd în această seară, am pregătit pentru dumneavoastră un buchețel mai deosebit și o să-mi permit să vi-l ofer, vă rog frumos. Aici, evident, mai avem o tortă, da, cu inițialele 50 de ani frumoși. Acolo mai avem un coșuleț de fructe, la fel pentru dumneavoastră. Și este sigur că o să vă las să le mulțumiți celor dragi, dar și să le spuneți câteva cuvințele. Mulțumesc frumos! E cadou, surpriză și ne pare rău că ei nu-s cu noi, de parte, și de hotare, și poate să ne alimente, sanatare, murie, să fie acasă, să facem macarosul de ani, dacă nu s-a așa înțeleg. Sunt emoții frumoase, așa că de fiecare dată trebuie să degajați cei ce aveți în suflet. Așa. Domnul Constantin, vinem și noi cu sincer și frumos la mulți ani, dar nu v-am întrebat cum vă simțiți la 50. Ca la 20. E. Foarte bine, sunteți foarte optimist, așa să fie în continuare. Cum ați spus că venim 100 aniversare, venim și la 100. Și știți că ne ținem de cuvânt. Invitații până la urmă venim. Nu e o problemă. Cu mare drag. Mulți ani înainte, da, să-i vezi pe cei dragi aproape, da, indiferent de kilometraj, de fiecare dată ei sunt cu gândul, cu sufletul alături de dumneavoastră și, cum spunem de fiecare dată, dacă plângeți, să plângeți doar de bucurie și cei dragi să vor fi alături. La mulți ani! Mulțumim frumos! Nu-i ziua anunță, dar auziți-te și una mare. Hai să vedem! Я приезжаю на шинофлот. Да, шинофлот, а не...